Bună ziua, bună ziua, ne aflăm la Isaccea. De la Isaccea la Luncaviță am cer scuze. M-a luat emoțiile. Să-i facem lui doamna Buică Maria o surpriză cu ocazia împlinirii a 55 de ani. Avem niște complici pe aici, e ceva frumos. Să vedem ce o să iasă. Trebuie să o găsim. Am înțeles că pe împărculețul ăsta la Luncavița. Pe mine m-a luat gura pe dinainte și am zis Isaccea. O să mă iertați că am emoții. Am emoții. Să vedem. Bună ziua. O căutăm și noi pe doamna Maria Buică. Dumneavoastră sunteți doamnă? Să rămână doamnă. Noi suntem de la surprize la domiciliul Tulcea. Și am înțeles că astăzi faceți frumoasa vârstă de 55 de ani. Adevărat? Cineva mi-a trimis să vă urăm la mulți ani. În această zi minunată pentru dumneavoastră. Să vă îndulcim cu ceva dulce. Nu cunoașteți dulce, sunteți foarte dulce. Avem o dedicație muzicală pentru dumneavoastră, un mesaj. Bănuiți cam cine ar putea fi autorul? Carabel sau copiii mei. Deci, cum vă spuneam, avem o dedicație muzicală care o să vă ajute să vă dați seama de la cine vine surpriza, da? Ascultăm melodia și după... Haideți, fiți alături de doamna Maria.
Siguranță v-ați dat seama, da? Sora mea. Și avem și un mesaj pentru dumneavoastră, care zice cam așa. Vreau să îți urez, sora mea, să trăiești o viață dulce, fără tristețe, să fii bucuroasă, sănătoasă, iubește să fii iubită de copiii tăi, așa cum îți dorești. Să ai parte de evenimente frumoase, zâmbete luminoase și iubirea să găsească întotdeauna un culcuș în inima ta. Eu pentru tine sunt întotdeauna, chiar dacă sunt departe, noi suntem două surori, cam certărețe de mici. Așa am fost, dar ne-am obișnuit. Tu și frații sunteți întotdeauna în inima mea. Draga mea, ai niște copii cu minți și educați. Chiar dacă Dumnezeu mi-a luat fata, copiii tăi mi-au dat o a doua viață. Eu, surioară, îți mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ai dat. La mulți ani, surioara mea. Și noi, surprize la domiciliul Tulcea, vă dorim la mulți ani sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră. Mulțumesc mult! Dacă doriți să-i transmiteți ceva, vă și vede, vă și aude, este aici în direct cu noi. Îi mulțumesc foarte mult! Să nu uite că orice ar face, tot sora mea rămâne. Toate cele bune și multă, mulțumesc. Multă sănătate!